Autospeciale achiziționate din fonduri europene, dar și cu bani veniți de la bugetul de stat și Consiliul Județean vin să modernizeze parcul auto de care dispune în prezent Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Nu este vorba doar de mașini noi, ci și de tehnică performantă care ajută la o intervenție mai rapidă și oferă pompierilor și cadrelor medicale echipamentul de care au nevoie pentru a desfășura acțiunile de salvare. Am reușit pentru județ, în mod concret, să achiziționăm 7 autospeciale cu apă și spumă, 4 ambulanțe de tip B, ambulanțele alea SMURT, adică cei roșii care intervin în foarte scurt timp și sunt foarte prompți, și o ambulanță de tip C, o ambulanță dotată pentru terapie intensivă. Scade nivelul timpilor de intervenție pentru unitățile și subunitățile de pompieri. De asemenea, se reduce nu numai ca timp, ci se reduce prin această putere de intervenție și numărul de incendii care au existat în județ. Noile echipamente au fost așteptate de către conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, având în vedere că unele mașini cu care se acționa erau vechi chiar și de 40 de ani. Aceste dotări vin să întregească necesarul de echipament pentru inspectorat, deoarece așa, cu pași ăștia mărunți, încercăm și reușim să avem o dotare cu care să putem răspunde tuturor misiunilor pe care le are inspectoratul. Conducerea județeană și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară se gândesc deja la un nou proiect care să le oferă celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și autospeciale pentru intervenții la înălțime. E un proiect un pic mai deosebit. Intenția noastră a fost de a dota fiecare inspectorat cu câte o autospecială de lucru la înălțime, cu acele autoscări pe care dumneavoastră le-ați mai văzut. Propunerea domnului Strâm este să mai contribuim. Banii nu ar fi suficienți ca să fie foarte performantă această autospecială. Ar fi păcat, putem să cumpărăm, dar poate de o categorie mai joasă, nu atât de performantă. Este o propunere ca să contribuim fiecare județ cu încă o sumă de bani. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord și Consiliul Județean își propun ca în continuare să găsească mijloace de accesare a fondurilor europene pentru îmbunătățirea echipamentelor și a dotărilor tehnice de care dispun județele pentru intervenții.